Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Rapid locul 3, Craiova pe 4, un singur punct între cele două formații. Ne așteptăm la un derby în adevăratul sens al cuvântului. Atmosfera este într-adevăr una de mare meci. Așteptăm și din partea actorilor principali, jucătorii celor două formații, să ne livreze un spectacol de calitate. Rapidul în ofensivă, Borja Vaie încarcă centrarea pentru Ioniță, Funșo! E Hențul lui Funșo, dar bine, Hențul contează mai puțin cât faptul că a reușit să nu bage mingea în poarta goală. Era o minge pe care scria 1-0. Excelentă acțiunea lui Borja, aici prelungește Ioniță. Să-l vedem aici pe Funșo Bangboy. E, vine pe deasupra porții șutul lui Petrila. Este cea mai mare ocazie a meciului. Adevărat că nu e decât minutul 15 și nu-i șup vreun șut pe poartă, dar e ocazie de gol asta. Dar cred că se vede că nu e un vârf acolo. Nu e un vârf acolo. Oricare ar fi el. Da, aici în centrul careului ar vine trebui bine. Să fie un... Ajunge totuși bine la Petrila. Să-l vedem pe Crețu aici, care are variante. În stânga este Ivan. E, aici Ivan este la locul său. Ivan, mingea deviată și șansă mare. Cu piciorul scoate această minge moldovan după ce a fost deviată de Iacob. Gata de un autogol. Un nou autogol, care are 3 deja Rapid în palmares. Bine, vine Bancu. Și mingea scoasă de Bancu la Ivan. Mi-a dat în cap, acum asta zice el. Poate n-am văzut. Frumoasă această finalizare. Da, îți dai seama ce a încercat el. Probabil dacă se ducea undeva colțul lung sus, dar să dai cu exteriorul să-ți iasă, asta e grea de tot. Golul campionatului. E grea de tot. Hai să-l vedem aici pe Petrila. Funcțion în fața porții, Funcțion Bangboy! 1-0, încă o pasă de gol dată de Petrila și încă un gol al lui Funcțion Bangboy. De data aceasta... Adormisem așa încet. Nu prea mai avea cum să rateze, sincer. Mingea a circulat pe același traseu ca la începutul partidei, când Funcțion a ratat incredibil. De această dată punctează. Al treilea gol consecutiv al lui Funcțion după dubla din etapa precedentă de la meciul după ce nu dăduse vreun gol. Sunt sigur, cele trei, două etapa trecută plus cel din această seară sunt singurele lui goluri în Superliga. Fază frumoasă. Asta, să știi că aici au desenat-o frumos. Și vrei să spun la și pierdu bancul. Deci asta pasa lui Borza. Deci pasa asta lui Borza. Timingul aici e perfect. Și Bancu îl pierde pe Funcțion Bangboy. Are 6 pase de gol Petrila. Da, acesta este al 6-lea asist pe care îl livrează Petrila. Na, ce să faci lui Popescu? Să fie ieșit Popescu la mingea asta. E interesant că vedem pe Căjean. Se întâmplă destul de rar și chiar nu l-am văzut pe Cârjean nici în meciuri în care Rapid avea avantaj clar pe final de meci. Și îi mai dai niște minute totuși. Fără presiune. La începutul sezonului era titular incontestabil. Borja Vaie își face mingea pe piciorul drept și gol! 2-0 Rapid, Borja Vaie și Cristiano Bergodi participând acolo la grămada bucuriei rapidiste. Minutul 80, probabil golul care securizează cele 3 puncte pentru Rapid. Minge deviată, dar e mai ceva ca un ultras. Cristiano Bergodi, vă dați seama în ce tensiune a trăit italianul. 2-0. Borja Vaie folosit pe fost de vârf. Cristiano, 59 de ani, de-abia făcut 59 de ani, dar se ține bine. Bine, mingea e deviată, să vedem. Totul pleacă. Deci Craiova e cu toată echipa în jumătatea de teren adversarului. Foarte bun cadrul ăsta. Imaginea din unghiul ăsta e foarte bună. Minge greșită de Bancu. Din devierea lui Vlădoi. Ce să-i faci?
ce să-i faci? Te-a dus perfect. Ce poți să-i reproșezi portarului Vlădoiu? Ceasul rău, pisica neagră. Iar Stan a creditat cu asist, nu? El i-a pasat lui Borja Vaie. Nu știu dacă ar fi dat-o așa spaniolul, dacă nu era această deviere. Ce-o vină oameni? Absolut nicio vină. Clar că fac și ei ce pot. În situația care este. Mitriță! Uite cum se anima finalul meciului. Pă, 3 minute. Ai văzut pe final de primă repriză ce înseamnă 15 secunde. Prea mult exterior. Puțin prea mult exterior. Era pe poartă. Plonjonul ăsta era inutil. Dacă era pe poartă aici, lângă bară. Așa, un șut în stilul Bellingham.